Bună seara, acum ai văzut jocul din această seară al echipei tale, am putea spune că au fost două reprize diferite? Bună seara, aveți dreptate, prima repriză cred că ne-a aparținut, a doua repriză ne-am retras un pic, nu știu, nu înțeleg de ce, dar până la urmă am văzut că am câștigat cele 3 puncte și acest lucru este cel mai important. Ce a dus la schimbarea ta, jocul sau ai o problemă medicală, văd că ai glezna umflată? V-am arătat și mai devreme, glezna e aproape cât capul meu, deci... Asta este, se mai întâmplă, așa este la fotbal. Sunt foarte fericit că am câștigat astăzi. Cine te-a controlat la gleznă? Fiul meu, cine putea, nu putea altcineva să mă lovească, dar asta este viața, nu avem ce să facem, mergem mai departe. Bun, o victorie care vă apropie de lider, vă da așa un pic liniște? Erau foarte, foarte importante aceste 3 puncte, deoarece, știți și dumneavoastră, este un meci cu o energie extraordinară, este o rivalitate între două echipe și era foarte important după perioada aceea de multe egaluri pentru noi. Îți place muzica grecească? Ce ascultați în vestiar? Păi, deocamdată o ascultăm pe cea românească. Când va veni domnul antrenor, vom vedea ce muzică vom asculta. Mai știi al câtelea antrenor este pentru voi în acest sezon? Al treilea sau al patrulea, ceva de genul ăsta. Al patrulea, da. Da, nu este, să zic așa, nu este problema mea. Sper ca cei din conducere să aleagă soluția bună și să fie bine pentru toată lumea. Nu e chiar situația ideală să schimb 4 antrenori într-un sezon. Asta timpul va decide, vom vedea. Crezi că, ce știi despre el? Crezi că este omul potrivit la locul potrivit? Deocamdată nu știu absolut nimic. Sperăm că va aduce un plus echipei și luni ne vom revedea cu dânsul și ne vom vedea de fapt cu dânsul și vom ne va spune ce pretenții are de la noi și ce sistem vom juca și ce vrea dânsul să face. Sper să fie o alegere bună și fii sincer, l-ai căutat pe Google? Nu, nu, nu. De ce? N-ai fost curios să-i afli CV-ul? Ce-a făcut? Nu. Dacă mă întâlnesc cu el mâine, poimine, ce răzmare să mai caut. Îți mulțumesc. O seară frumoasă.